Bună seara! Ora de veche are un aspect de vasă, promit o ediție Gold. Cu noi în seara asta este Neagu Giuvara. Bună seara, maestre! Bine ați venit la Ora de Veche! Știți că vă vânesc de mult, vă curtez de mult, ăsta e termenul, și mă bucur foarte tare că ați acceptat să venim în seara asta împreună aici să stăm de vorbă. Vă rog! Vreau un medalion, Neagu Giuvara, și când te documentezi despre un om care a trăit aproape 100 de ani, da, adică 96, care are peripeții începând de la un an, îți e foarte greu să alegi ce Dumnezeu să vorbești din așa un val de întâmplări și de evenimente miraculoase. Pentru că pe dumneavoastră, vreau să spun din start, am constatat, studiind biografia, că v-a iubit Dumnezeu. Da, bine, asta aici a spus Andrei Pleșu într-o prefață pe care a scris-o despre mine. Eu vreau să insist asupra faptului că nu-s vinovat cu nimica. Adică nici una din întâmplările din viața mea, afară de acceptarea de a pleca în Africa, care a fost foarte întâmplătoare. La origine, cine trebuia să plece era nevastă mea. Ce să mai spun pentru școală, tot... bazele unei școli de surori medicale, de asistente medicale, nu? Da, ea era, acum stai să spun pentru publicul nostru de astăzi, ca să afle că sunt despărțit de soția mea de 51 de ani, dar nu suntem divorțați. Am rămas prieteni și ne vedem când plec în vacanță la Paris și așa mai departe. Deci, dar, cum să spun, faptul că am plecat în Africa întâmplător, fiindcă se propusese ei să plece, să facă, nici nu mai știu ce era. Da, un medic francez, îl chema Dr. Boré, B-O-R-E-Y, care era un tip foarte original, un tip cam solid, cam grăsun, așa, care făcuse războiul în cadrul, ca să zic așa, golist, adică cu cei care n-au acceptat pacea semnată de mareșalul Pétain. El cunoștea pe toți președinții africani de pe urmă, adică îi cunoscuse pe vremea când doar năzuiau să devină țara lor independentă. Și într-o primă dată, trebuia să fie în 59, eu în vremea aia lucram la, sau chiar în 58, eram la Free Europe la München, da, la Radio Europa și Liberă, nu mă plăcea, unde am stat numai mai puțin de 2 ani. Și nevastă m-a rămăsese la Paris. I se oferise să plece să monteze o școală de infirmiere, că ea era directoarea unei școli de infirmiere a aerului la Paris. Și, mă rog, chestia aia nu s-a făcut. Ea imediat l-a întrebat pe doctorul... Ce-ar putea să facă bărbatul meu? Ce fac cu bărbatul meu? Păi ce face bărbatul? Și era un tip care avea o limbă așa foarte... Pe franceză zicea, qu'est-ce qu'il fout ton mari? Ce face bărbatul? Dar face cu un cuvânt destul de mitocănesc. Ce face bărbatul? Și i-a spus, păi bărbatul meu este un fost diplomat român. A, păi ce să face cu... Bun, dar chestiunea a căzut baltă nu din cauza diplomatului român, ci a căzut baltă că a căzut de la putere președintele ăla african care îl... 2 ani mai târziu, când devine independente acele țări, că prima fază este când De Gaulle avusese iluzia că o să facă un fel de Commonwealth la franceză, adică cum erau cu Commonwealth-ul britanic și să rămână Franța totuși stăpână pe ministerele de externe, pe armată, pe nu știu ce. Și trebuia reorganizat ministerul. Poftim? Trebuia reorganizat ministerul de externe. Da, și ăsta, când a devenit țara lui independentă, trebuia să organizeze un minister de externe. Și de atunci l-a întrebat pe Boré, nu vroia să fie negreșit un diplomat francez, ca să zic că iarăși să depindă de fostul colonialist, așa. Și ăsta, care nu mă cunoștea încă, computerul lui a lucrat în cap, bărbatul lui Franz Zuvara. Eu, după 10 ani, l-am întrebat, mie, doctore, cum ai îndrăznit să mă propui, nici nu mă cunoșteai. El mi-a răspuns, păi bărbatul lui Franz Zuvara nu poate să fie un prost.
El o aprecia pe nevastă mea. Bun, asta nu e adevărat, fiindcă poate să fie femei deștepte și să aibă un bărbat tâmpit și așa, și vice versa. Bun, și așa am ajuns eu să plec să montez Ministerul de Externe al Republicii Niger, care era independentă de câteva luni. Și am plecat pentru 2 ani, am fost speriat când am sosit, de climă, de oameni, de atât de diferit de Europa. Dar uite că am stat ăia 2 ani și am reînnoit iar 2 ani și iar 2 ani și iar 2 ani până am făcut 23 de ani în Buricul Africii acolo. Din fericire cu 2 luni jumate vacanță pe an. Uh-huh. Așa că acolo am putut lucra. Acolo mi-am isprăvit teza mea de doctorat în filozofia istoriei, așa că vedeți că lucrurile sunt în aparență destul de neînțeles. Deci spuneți că nu vi se datorează nimic și totul e rodul întâmplării și a lui Dumnezeu. Da, dar singurul moment când totuși am avut un rol este că nu am spus nu ca să plec în Africa. Liberul arbitru a funcționat. E singurul moment când recunosc că voința mea, fiindcă alții s-ar fi speriat, ce te duce acolo, mă uitam pe o hartă când am aflat, eram la Radio Europa Liberă, în momentul când prima dată mi s-a oferit să plec în Ciad, țara de alături. Și m-am uitat pe un planimetru, așa, am văzut că e un fel de fuior, regiunea cea mai caldă, cu media cea mai caldă din lume. Eu am stat 23 de ani într-un loc unde media anuală este cea mai înaltă din lume. Cât era? Câte grade aveați în casă? Adică vara, din martie și până în octombrie, seara, toamna, aveam între 40 și 47 de grade temperatură la prânz. Și în casă? 30 și câte? În casă se ajungea să ai 36, dar și aia este foarte cald. Ca să lucrezi la 36, mi-aduc aminte că deci mi-am terminat teza mea timp de 10 de ani. De care sunteți foarte mândru și care credeți că e cea mai importantă opera dumneavoastră. Da, asta așa mi-e închipui și acum mă lupt încă de ani de zile să fie publicată în engleză, în Statele Unite. Ca, din păcate, astăzi, atâta vreme cât nu apari în limba engleză, nu ești cunoscut în lume. Da, o lucrare de care sunteți tare mândru, sub conducerea cunoscutului sociolog și filozof Raymond Aron, la care ați lucrat 19 ani, apropo de cei care fac doctorate la iute-iute, ca să spun așa. Acum există și o am scris-o pe franțuzește, am scris-o, asta o spun pentru tineretul care ne ascultă cumva. Ne ascultă sigur. Că am lucrat 19 ani la teza aia. Bineînțeles că nu lucram toată ziua, că munceam ca să câștig. Dar lucram seara, lucram duminica, lucram în vacanță 2 luni și jumătate prin biblioteci. 19 ani am muncit ca să scot această teză de filozofia istoriei. Și rămân cu credința probabil eronată că este cartea mea cea mai valoroasă. Și acum mă lupt de ani de zile ca să o văd publicată pe englezește. Rezumând, teza dumneavoastră este că există o ciclicitate, da? Da. În apariția fiecărui imperiu, fiecărei civilizații, care ajunge până la un stadiu de imperiu și moare făcând cumva implozie. Da. Nu și sunt inventatorul acestei idei a ciclului de civilizații. Au fost înaintea mea cel puțin 2 celebri. E germanul Oswald Spengler, așa, care le-a publicat în 1918-1922, deci vedeți, în fond, totuși contemporan. Eu în 1918 aveam deja 2 ani. Și al doilea este britanicul Arnold Toynbee, care a scris o lucrare colosală și care a avut un enorm succes, lucru rar, un mare succes de librărie. Și care în 10 volume și care se cheamă A Study of History. Pe românește mi se pare că s-a tradus un studiu, nu știu cum a fost tradusă pe românește, a tradus-o ăsta, mai că nu mai țin minte cine a tradus-o pe românește. În orice caz există traducere pe românește. Deci am 2 predecesori.
în veacul meu, ca să zic așa, fiindcă de ce prima Oswald Spengler din 1822, al doilea volum, și pormă ăsta Arnold Toynbee a durat vreo 10 ani de zile cărțile. Da, aveți avantajul că scrieți mai târziu și în acest mod puteți prinde războiul de 77 de ani care a fost câștigat de Statele Unite ale Americii. Da, o bine, teorie asta foarte interesantă. Iarăși este un lucru care, la care țin foarte mult și cu speranța că asta o să-i incite pe americani să știți că în America am auzit așa de la personalități din lumea editorială, ei nu prea le place să publice o carte care nu este creată, care nu e scrisă la ei acolo, în Statele Unite. Deci asta ar fi o traducere dintr-o carte franțuzească, știți? E foarte dificil. Dar asta am scris-o pe românește, asta cu războiul de 77 de ani. Ce am vrut să spun? Am vrut să spun e o parte din teză. E o parte din teză, varianta pentru România, ca să zic așa. E o parte din teză, dar adică e o prelungire a tezei mele, și anume că de la războiul din primul război mondial, 1914-1918, al doilea război mondial, 1939-45, deci de data asta iarăși 5 ani de război, după 20 de ani, și pe urmă războiul rece, care ține iarăși vreo 20 de ani, toate astea împreună fac un singur mare război. Că în fond, dacă te uiți în trecutul istoric, ci s-a numit războiul din Peloponez, da, despre care s-a scris prima carte de istorie, fiindcă Tucidide este inventatorul istoriei, cel care a scris războiul din Peloponez. Războiul din Peloponez, de fapt, titlul, chiar el l-a dat, dar titlul este eronat, fiindcă războiul a fost între două, cum să spun, confederații de state grecești, unii în jurul Atenei, ceilalți în jurul Spartei, dar care s-a întins pe teritoriul Greciei întregi și chiar și în Sicilia. Deci nu e numai războiul din Peloponez. E, așa și cu cartea asta a mea, dacă mă ajută Dumnezeu, să fie publicată în englezește ca să fie cunoscută în lume. Ce bine ar fi! Tatăl dumneavoastră, Marcel Giuvara, a terminat șef de promoție la Politehnica din Berlin. E bine să spunem astfel de lucruri, pentru că spunem Neagu Giuvara, a român, dar nu știm cum vine, de unde vine. Da. Foarte puțin știu. Mama dumneavoastră și-a murit capitan de geniu în armata română în cursul marii epidemii de gripă spaniolă. Apropo că nu ne-am speriat de pandemii, dar în istorie s-a murit de gripă. Gripa spaniolă a făcut mii de victime, din păcate s-a dus și, da, și tatăl dumneavoastră. Mama dumneavoastră, Tinca Grădișteanu, ultima dintre sau printre ultimele urmașe ale unei familii de boieri munteni extrem de renumite. Dumneavoastră, urmaș al Ghiculeștilor. Cunat de monseniorul Ghica, adică ce să vă spun, uit în familie și bunicul dumneavoastră, trandafir Giuvara, da, care a fost diplomat. Dar am să vă spun un secret, oarecum. Până și istoricul Ștefan Gorovei de la Iași, care e foarte priceput în chestiune de familii și de genealogii, când i-am spus că mama, când s-a căsătorit în 1913 cu Marcel Giuvara, ea fiind dintr-o familie din marea boierime română de sute de ani și deci înrodită cu toate familiile mari boierești, inclusiv cu toate familiile domnitoare, cu Ghiculești, cu Cantemiri, cu Basarab și așa. Când s-a căsătorit cu Marcel Giuvara, a avut impresia că face o mezalianță. Fiindcă Giuvărești era o familie mai recentă venită din o familie de aromâni, dar tot venită acum de 240 de ani, dar atunci, în 1913, familia Giuvara era o familie, mă rog, care deja dăduse câteva personalități interesante, fratele, bunicul meu, Tranfer Giuvara, un diplomat foarte iscusit cu fel de fel de realizări în viața lui, fratele său, Alexandru Giuvara, de mai multe ori ministru liberal în alta, dar asta era altceva.
nu era vechea boierime. Deci, în fond, eu și am... Inca Grădișteanu era considerată o femeie frumoasă, dar care a făcut o mezalianță, luând un Giuvara. De asta lumea de azi, care are impresia că familia Giuvara e o familie mare. Da, dar pentru o boieroaică din vechea boierime română, cum era Tinca Grădișteanu în 1913, a cărei bunică era o ghica care avea străbunici de dând toate și cantemiri și basarab și tot ce vreți, căsătoria cu acest Marcel Giuvara, un om, el personal, remarcabil, ieșise cap de promoție de la Politehnica din Berlin, era inventator, au o grămadă de brevete care da, sunt... Dar și socrul dumneavoastră a inventat tancul, tatăl soției dumneavoastră. Asta de partea nevestei. Da. Da. Adică, nu știu cum se adună de se leagă, dar se adună la familia mea și era general. Fratele bunicii paterne a nevestii mie este inventatorul tancurilor, generalul Jean-Baptiste Estienne. Avea și ea cu ce să se laude, că eu mă lăudam cu o grămadă de personalități sau cu... Aveți să vă lăuda totuși, pentru că, uite, mama dumneavoastră ar trebui familia ei să nu considere că a făcut o mezalianță, pentru că, dacă mă uit în familia Ghiculeștilor, ați dat 25 de domnitori ai țărilor române. 25! Da, dar stai puțin. Ca să nu mai nu vorbesc sunt de toți scriitori. Ghica sunt 10. Da. Dar ăilalții sunt cantemiri, sunt... Dar rudiți cu Ghiculești. Tot acolo. S-au întrunit. Tot acolo. Și mă rog, adică am făcut în cartea mea despre grădișteni, am inventat un fel de a arăta toți strămoșii mamii mele. Am inventat un fel de, o hartă a mării. Am pus-o pe mama la polul sud și toți ascendenții, tată, bunic, străbunic, răstrămoși, în toate direcțiunile, și atunci se observă, dar bineînțeles că ți se pare fantastic, cobora de 12 ori din Basarab Întemeitorul, cobora de 5 ori din împărații Cantacuzino, din Bogdan ăsta, cum îl cheamă, care a întemeiat Moldova, mă rog, dar cine mai ține minte de chestiile astea? Doar că ea era destul de mândră de origine, dar nu le cunoștea. Le amesteca toate, nu știa exact cum. Uite că a făcut un istoric, pentru că și deși ați scris de toate, ați fost jurnalist, ați încercat la Europa Liberă, ați fost birocrat de carieră, ca să spun așa, tehnocrat, ați fost diplomat, ați fost spion, da, adică timp și de, nici nu v-a plăcut. De 4 ani, nu, aia a fost din potrivă anii mei cei mai nenorociți. Știu că spuneți că aveți pe conștiință pe parașutiști, ca să nu, da, dacă da. Tot am adus da, momentul ăsta, dar cred că nostru, nu neapărat. Pentru spuneți. Publicul nostru, de asta trebuie să dau o explicație. Spuneți. În 1950, eu eram deja un om de, faceți socoteala cât aveam, 34 de ani sau ceva așa, da. Dar în momentul acela, atmosfera pentru noi, refugiații în Occident, era că eram dintr-o zi pe alta în așteptarea celui de-al treilea război mondial. Asta lumea de astăzi... Credeți că rușii ajung la Atlantic? Păi, dacă se înfurie. Păi noi eram convinși că dacă începe războiul, rușii, cum ăștia americani și englezii nu mai aveau armată în Europa, dacă pornește un război, rușii sosesc până la Atlantic. Îi opresc numai Pirenei ca să nu se încurce cu spaniolii, cu nu știu ce, cu nu știu. De-aia vrea să ajungeți dincolo de Pirenei în Spania? Să fiți cumva la adăpost? Am cumpărat o bicicletă, aveam intenția să fug pe bicicletă în Spania. Și păstram un pașaport vechi, unde aveam, de mult, de când fusesem diplomat, aveam o ștampilă de voie de intrare în Spania. Bineînțeles că nu mai era valabilă de 20 de ani, dar îmi ziceam că dacă o arăt, vedeți că eu totuși sunt... Mai întârziat, dar ajung, conform vizei. Da, nu. Dar astăzi nu se mai poate concepe așa ceva care era mentalitatea noastră. Și de aceea, în momentul ăla, am acceptat să fac meseria asta, că eu credeam că
pregătesc lume pentru al treilea război. Uite, eu vreau să trec în revistă până a merge mai departe câțiva ghiculești, pentru că mi se par importanți. Ion Ghica, scriitorul, Matila Ghica, profesor în Statele Unite, teoretician al numărului de aur și profesor la universități renumite, da. Și mi se pare că teoria numărului de aur e așa de frumoasă încât merge menționat. A rescos-o din antichitate, că fusese lansată în antichitate, a redescoperit-o și a, și a dezvoltat-o în termen modern. Deci vedeți, domnule, că în familia asta Ghica... Ați avut și un guru, Alecu Ghica, un guru în India. Nu? Da. Nu? Dacă pe de-o parte Vladimir Ghica, monseniorul. Deci dacă îl iei pe el și consider că acum se studiază la Vatican posibilitatea de a fi beatificat. Și dacă îl vorbim și de ăla care a plecat în India și a devenit brahman, înseamnă că familia Ghica are doi sfinți. Corect. Monseniorul Vladimir Ghica chiar merită o ediție și cred că o să o fac, pentru că sunt persoane care trebuie evocate. Îmi place să cred că, uitându-mă pe viața monseniorului Ghica, știind că v-a fost naș, am găsit atâtea lucruri interesante încât spun că românii cred că știu 1%, cum și eu știam 10% din ce am citit aici, dar în masă se știe mult mai puțin despre monseniorul Ghica. Revenind la Alecu Ghica, am vorbit despre el și mi-a mai atras atenția un Grigore Ghica al III-lea, sugrumat de turci pentru că a protestat pentru pierderea Bucovinei? Da, pe e faimosul, când am pierdut Bucovina, el a îndrăznit să protesteze la Constantinopol, adică cum v-ați permis, noi nu suntem o provincie turcească, noi suntem un fel de protectorat, voi trebuia să ne apărați, nu putea să dați o bucată din Moldova, să o dați unei puteri străine. Și fiindcă a avut îndrăzneala să protesteze la Constantinopol pentru această cesiune, s-a trimis un capugire care l-a strangulat la Iași, mă rog, să spormăia tăia capuș și l-a trimis la Constantinopol. Deci, mă rog, ei au pe acest erou național, ca să zicem așa, na? Mai aveți tablou mic cu tablou care înfățișează pe mama dumneavoastră? Stați puțin, aici... Că eu știu așa, eu n-am pătruns în apartamentul dumneavoastră, dar am citit de un coleg care a fost și povestește despre o pavăză din piele de bivol fiartă și două săgeți din fier, despre un mic tablou care o reprezintă pe mama dumneavoastră, că vorba e ultimul descendent al grădiștenilor, și despre niște artefacte africane care vă sunt foarte dragi. Da, uite, apropo de tablouri așa de genul ăsta, mama o am pictată de un pictor italian, dar italian cu nume de origine dalmată, deci are un nume care sună croat, îl cheamă Rendic, Contele Rendic, care era căsătorit cu un fel de mătușa mea, de Tulea, tot așa o familie a română, Tulea. Și el ne-a cunoscut la Nisa când eram acolo și a făcut acest portret al mamei, acuarelă, care e destul de reușit. Da. Cu mama dumneavoastră aveți cea mai frumoasă poveste. Că totdeauna zice lumea, când vorbește de miracol în viața lui Neagu Giuvara, că parcă ați fost sortit să fugiți de necazuri și de comunism. Și vreau să rememorăm episodul de la un an, când mama dumneavoastră și cu fratele dumneavoastră, cum se numea, Răzvan? Răzvan, da. Așa. Fratele avea 4 ani, dumneavoastră aveați un an. Da, da, și să vă plecat... spun cum s-a întâmplat, ca să înțeleagă lumea, că astăzi lumea a uitat de ce a fost primul război mondial la noi în țară. Când am rezistat 5 luni de zile, încetul cu încetul, până am pierdut toată Muntenia și armatele și guvernul s-au retras în Moldova, este perioada când în vara, deci iulie-august 1917, sunt bătăliile celebre de la Mărășești, Mărăști și Oituz, când deci îi oprim pe germani. Un moment extraordinar, cum am reușit noi să facem această minune, ca să spun așa. Dar imediat pe urmă vine, cum să spun, debandada armatelor rusești, care de fapt erau mai numeroase decât ale noastre. Comandamentul general pe frontul din Moldova era rusesc.
comandantul general Șcerbacev era rus, dar pe el era cât păcis să-l omoare chiar ostașii lui și l-au salvat soldații români. Și deci noi ne-am aflat în 1917 să se vedea că e triunghiul morții. Morții prin faptul că nu mai aveam de mâncare. Și atunci tata s-a gândit, dar era în fond nebunesc, ca să zic așa, să-și trimite mica familie, adică soția și cei doi copii, să-i trimite în Belgia, unde tatăl său, deci bunicul meu, era ministrul României. Acum, Belgia era toată ocupată de germani și guvernul și regele Belgiei erau refugiați în Franța, la Le Havre. Și deci noi am plecat în în toamna 1917, ca să traversăm toată Rusia și prin Finlanda, Suedia, nu știu ce, să ajungem în Franța. Doamne, e o aventură... Ocolit Europa? Ocolam Europa. Aveați puțin și ajungeați în Oceanul Arctic ca să ajungeți, de fapt, dar minunea e următoarea. Spuneți. Este că din cauza unei confuzii, poliția cu toată debandada care era în Rusia în momentul ăla, poliția își făcea meseria. Și noi eram... mama nu era numai cu noi doi. Mama avea pe sora ei, Jana, care nu era încă măritată, un frate care nebunise pe front, ultimul grăzișteanu, era Scarlat Grăzișteanu, îl luase cu el, care totuși nu era nebun ca să fugă, ca să zic așa. Deci era în stare să călătorească cu noi. Deci vedeți că biata mama, la vârsta de 33 de ani, se găsește în fruntea unei mici echipe, doi copii mici, adică unul de patru ani. O soră? O guvernantă de 20 de ani, elvețeancă, și biata această Schwester Frida de 20 de ani a fost vina, fără să vrea, că numele ei a fost confundat de poliția rusească cu numele unei spioane pe care o urmăreau. Și ne-au oprit pașapoartele timp de o lună la Sankt Petersburg, la Petrograd. Mama să nebunească, bineînțeles că a alergat la legațiunea României, la ministrul României, care era domnul Diamandi, care bineînțeles știa cine eram, era coleg cu bunicul meu, Trandafir Juvara, el a prezentat-o la ambasada Franței, Franța, nu știu, colonelul francez a prezentat unui comisar rus, a trebuit o lună ca să se dezlege problema, să se vadă că a fost o eroare de nume. Și în ziua când au preluat puterea comuniștii în 1917, în calendarul nou este 7 noiembrie, în ziua aia am putut să fugim peste graniță în Finlanda. Este primul miracol din viața mea, la vârsta de un an. Bineînțeles că sunt nevinovat. Da. Normal, dacă ziceți dumneavoastră așa e. Al doilea miracol este cu frontul. Pe front, la Odessa, unde ați fost și rănit, ușor. Da. Dar, de fapt, miracolul e mai devreme, că vreați să faceți cavalerie și v-a convins cineva că n-aveți dumneavoastră ce căuta la cavalerie și că ar fi mai bine să duceți la infanterie, pentru că dacă ajungeți într-o pauză, e moșia de la Brăila mai aproape, care vă lăsase exact Trandafir, Juvara, care murise. Ce iluzii își făceau tinerii în 1939-40, că vei putea să faci un serviciu militar, să te duci duminica să vezi ce-i cu moșia. Hai de capul meu când am făcut, deci m-am mutat de la cavalerie de la Sibiu, m-am mutat la Ploiești cu gândul că voi putea merge duminicile să văd ce-i cu moșia. Da, dacă rămâneați la cavalerie, cavaleria noastră a fost decimată toată. Păi astăzi nu mai vorbeam cu dumneavoastră. Deci asta este o minune. Tot o minune. Cum o minune este că dacă nu vă răneați la Odessa, aveți toate șansele să o pățiți, pentru că din 3.000 de oameni din divizie au supraviețuit 92. Am fost rănit la vreme, când regimentul meu mai era încă aproape întreg, cam la 50 de kilometri până la pierderile alea de Odessa, da? Și o rană ușoară, să mai vede pe mâna, și mi-a trecut glonțul pe aici. Bineînțeles că sângera enorm, fiindcă sunt multe vine aici la mână. Da, dar a fost glonțul salvator. Absolut. Adică de unde știu eu că vă numărați printre aia 92 care au supraviețuit? De atunci regimentul meu a fost nu decimat, că decimat înseamnă că moare unul din 10. Regimentul meu din 3.000 de oameni, că au fost 1.800 plus 1.300 veniți pe drum, 3.100. Au rămas vii 92 în ziua când a căzut Odessa.
Asta este imputabil strategului. Fantastică chestia. Strategului este imputabil. Aici unul din Antonești a avut o vină, nu? Da, dar bine, acum este și vina guvernului nostru, al mareșalului Antonescu și al generalilor săi. Noi nu aveam nevoie să omorâm, a murit vreo 17.000 de oameni la, pentru a lua Odessa și doar n-am luat-o. Nu. Am intrat în Odessa când au plecat ei. Da. Un oraș nu să ia, pe nici nemții n-au putut să ia, nici Moscova, nici Leningradul, nici Stalingradul. Orașele astea, fiecare casă este o cazemată când e. Deci dacă nemții îmi puteau să ia, cum putea să o ia românii cu mijloacele noastre? Păi eu am plecat la război cu un tând în, cu două tunulețe de la 1876. Astea erau tunulețele mele antitank. Pe urmă, pe drum, după povestiți câte... Am pentru făcut o gazetă 700... militară, știu că ați dat un interviu unui locotenent colonel și spuneți că era nenorocire materie de armament, că n-aveați aproape nimic. Ați primit târziu două tancuri, dar nu erau... Nu era tancuri, mult prea târziu. Am primit două, asta, tunuri antitank. Așa. Dar care nu erau de același calibru. Unul era un Schneider francez și celălalt era un Bofors suedez. Dar, mă rog, totuși erau eficace împotriva... Dar asta era, am făcut 750 de kilometri pe jos. Nu eram motorizat în regimentul 6 Mihai Viteaz. Cu bocancii în mei am făcut 750 de kilometri în Basarabia și Bucovina. Și, pardon, și Transnistria. Ăsta e al doilea miracol sau al treilea, nu știm care, dacă punem unul cavaleria... Unul din multele. Unul din multele. Păi mai spuneți-ne câteva, că poate eu nu le știu. Da. Să știți că m-am documentat, dar am luat niște lucruri în scapă. Altul e să stai 23 de Africa, într-o climă infernală, să ai toate bolile care se pot avea acolo, dar să supraviețuiești. Da. Luam o nivachină în fiecare zi, ca să te ferească de malaria, dar și de multe altele. Și uite că am stat pe clima aia infernală. Da. Și nu numai atâta, dar acolo am scris trei sferturi din teza mea de doctorat. Și mai spuneți că sunteți, că ați avut o perioadă liniștită. Considerați că aceea este cea mai liniștită perioadă din viața absolut, dumneavoastră. Absolut. Adică, da, nu neapărat mai fără ceva. Fără să vreau, am scăpat de nevastă acolo. Cum adică ați scăpat? Păi, că n-a vrut să vină după mine. Și dacă venea, rămâneați împreună, nu divorțați. Nu, adică v-au despărțit cei doi. Poate că nu mai scrie nimic. Eu știu că soția dumneavoastră a venit de două ori acolo, în Niger. Da, în vizită, o lună. Da. N-a venit să stea cu mine. N-a venit să stea, a venit toată la nunta fetei dumneavoastră, nu? Da, sau cu ocazia anunții, da, a domnicăi. Și altă dată nu mai știu când a venit, da. Vedeți? Nu, după un an a venit, da. Nu, da, aici sunt răutăcios. Vreau să spun că dacă aveam nevasta lângă mine, nu poate că nu apucam să scriu o carte că v-am făcut. Da, eu mărturisesc undeva că sunteți un melancolic, deși păreți atât de jovial și atât de deschis. Și spuneți că, de fapt, în sinea noastră sunteți un melancolic, dar că în public vă place să spuneți povești. Eu cred că sunteți un povestitor înnăscut. Da, bine, nu numai că spun povești, dar câteodată că am spun povești de ochiate, dar, într-adevăr, eu sunt un om foarte trist. Mie îmi place chiar să plâng singur noaptea, inventând că a murit cu tare pe care îl iubesc sau nu știu ce. Mă fac să plâng. Eu știu că și cântați, fredonați niște cântece care le știți de mult și vă fac bine și mai știu că aveți această română impecabilă, deși n-ați vorbit-o atâta timp, din cauza că ați avut Biblia lui Gala Galaction cu dumneavoastră și poeziile lui Eminescu. Da, astea sunt cele două cărți care de căpete... nu întâmplător tovarășe, cum se spunea pe vremea comunistă, le-am avut cu mine și în cele 23 de ani de Africa, care vă să zic că eu mai întâi sunt insomniac. Eu totdeauna am cel puțin un ceas sau chiar două noaptea când nu dorm. E atunci ce fac? Spun poezii, de aceea cunosc mii de poezii și românești și franțuzești, fiindcă mobilez cu asta orele de insomnie, știți? Oh, ați ajuns la ce-mi place mie. V-am spus că, oameni buni, studiind viața lui Neagu Giuvara, m-a impresionat, nu exagerez, până la lacrimi, episodul licenței în sârbo-croată. Luat, nu știu, pe mine a topit, domnule Giuvara, jos păria. Da, dacă la 68 de ani să începe o facultate și să o termin la 72 de ani și să faci, să ții licența în sârbo-croată,
Da? După ce v-ați întors de acolo, după ce v-ați, aveați doctoratul în drept, l-ați luat vorba aia, la tinerețe. Avea un, cum să spun, avea un, o explicație logică, chestia, că întors în Africa, ca să zic așa, deci eram acum la Paris, la 68 de ani, mi-am zis să nu pierd vremea, că aveam ambiția, pe care n-am împlinit-o nici până azi, să scriu o carte despre geneza națiunilor din Balcane. Și pentru asta trebuia să aleg să vorbesc sau să cunosc cel puțin una din limbile slave. Bulgara era cea mai logică, că este cea de la care am împrumutat, care ne-a influențat cel mai mult în Evul Mediu. Noi am fost oarecum sub influența țaratelor bulgare, primele. Dar m-am gândit să iau sârbo-croata, fiindcă Iugoslavia lui Tito era, în fond, aglomerarea a șapte naționalități diferite, fiindcă sârbul e diferit de croat, care e diferit de albanez, care e diferit de bosniacul, din care trei sferturi sunt musulmani, e deosebit de macedonian, mă rog, erau, de altfel, așa era sub Tito, erau șapte naționalități acolo. Și de aceea mi-am zis, hai să fac această licență de sârbo-croată, nu ca să ajung să vorbesc sârbește, dar ca să aflu trecutul și literatura și mentalitățile din Și asta mi-a servit foarte mult. Sunteți un etern student, e atâta tinerețe în toată această dorință de a ști, cum n-am văzut la nimeni. Și îmi dau seama că, de fapt, și o spuneți, o mărturisiți, că, de fapt, sunteți expert în a rata carieră, că, de fapt, dumneavoastră ați vrut să fiți istoric și istoric sunteți abia acum la capăt. Pentru că ați făcut filozofia istoriei, diplomație, jurnalistică, orice altceva, numai istorie și cercetare istorică pură, nu. Adică am făcut, adică soarta m-a adus să fac chestiile astea. Dumnezeu. Nu le-am ales. Fără el nu e nimic. Multe aș vrea să mai spun din biografie, dar cred că astea le las pe altă emisiune, că îmi place să cred că mai veniți la noi. Aș vrea să le spuneți românilor, în schimb, niște lucruri, pentru că românii au de aflat de la dumneavoastră, cu un secol de experiență, ce au de făcut în aceste clipe de restriște, ca să zic așa. Ne pleacă inteligențe și vă pare rău, dar sperați că vin înapoi. Suntem superficiali, nu mai punem preț pe educație. Cum ne lecuim? Cum ne facem bine, domnule Giuvara? Să vă spun acum ceva. Acum vin ca la oracol la dumneavoastră. Culmea este că o să fac reclamă în seara asta unei cărți foarte recente a lui Lucian Boia, care e un om foarte inteligent, foarte sever, afară nu este omul ca mine comunicativ sau nu știu ce, dar cartea asta este remarcabilă, care explică de ce suntem noi diferiți oarecum. Nația asta a noastră are niște caracteristici foarte speciale, ca să zic așa, care se explică prin istorie, nu mai știu de ce, dar așa este. Și de la începuturi, ca să spun așa, avem o istorie care este foarte diferită de istoria vecinilor noștri polonezi sau ruși sau ucrainieni sau sârbi. Sau, neamul ăsta românesc este foarte particular. Da, da, spuneți undeva că noi nu ne dăm seama cum eram acum 200 de ani și cât am evoluat de atunci. Cum eram acum 200 de ani? Asta e chiar motivul pentru care în străinătate, unde eram acolo când m-am întors din Africa, la Paris, în cei 14 ani cât am stat la Paris, nici măcar 14 ani, cât am stat la Paris, am lucrat la o carte care se numește, pe franțuzește, Le pays humain entre Orient et Occident, și s-a tradus în românește la Humanitas, pur și simplu, Între Orient și Occident. Că pe mine m-a frapat foarte mult de când eram tânăr, că românul nu mai știe ce salt extraordinar a făcut între românul din epoca turco-fanariotă, adică cum era românul înainte de 1800 și cum devine pe urmă după 1820-30, când poate în sfârșit să ia legătura din nou cu Occidentul și în special cu Franța, care era țara, mă rog, cea mai ilustră în momentul acela. De altfel, asta lumea nu mai știe astăzi ce era Franța de acum 200 de ani. Era cea mai populată din Europa. Franța avea 27 de milioane când Anglia avea 5 și Germania 10. Asta lumea nu mai știe.
Și, în fond, ceea ce a nenorocit-o a fost Revoluția franceză, care a stabilit egalitatea moștenirilor. Și după... Nu ne-a nenorocit pe toți? Pe toți europenii? Revoluția franceză? Adică, dumneavoastră, dispariția votului cenzitar, vi se pare sănătoasă? Mie nu. S-ar putea, în orice caz, fiindcă sunt antirevoluționar, să susțin chestiunea asta, dar timp de 200 de ani toată lumea s-a lăudat cu Revoluția franceză, ca și când Franța n-ar fi făcut nimic înainte. Ori Franța cea mare între noi, fie zis, până în Revoluție. E cea de până la Revoluție. În veacul al XVIII-lea franceza se vorbea în toată Europa, cel puțin în societățile, nu știu ce, se vorbea franțuzește de la Lisabona până la Sankt Petersburg. Francezii, mai întâi chiar din punct de vedere demografic, erau 27 de milioane când Germania era 10, Anglia 5. Deci Franța avea aproape tot atâția locuitori ca Rusia. Rusia avea 28 și Franța 27. Păi vedeți bătăliile lui Napoleon. Pe lângă, bineînțeles, e genial ca statist, ca, mă rog, strategie și tactică și un alta. Dar el lupta, cum să spun, cu o armată excelentă deja de pe vremea lui Ludovic al XV-lea și al XVI-lea. Pe vremea acelui nenorocit de rege care este decapitat. Este epoca când Franța îi ajută pe americani să se libereze de britanici. Ăștia, Washington și cu revoluționarii lui, n-ar fi învins niciodată pe englezi dacă nu trimitea regele Franței 6.000 de oameni cu un general francez și, culmea culmelor, zică, flota care i-a transportat acolo a învins pe englezi de 200 de ani nu mai învinse. Și nenorocitul ăsta de rege este decapitat, pe urmă, ca și când ar fi fost un prost. A fost un rege foarte bun, acel sfârșit de veacul al XVIII-lea în Franța. Dacă ne gândim după aceea, când nemții sunt cei care vor să facă legea în Europa, Franța cumva decade, pentru că revenim la încă un miracol din viața dumneavoastră. Am uitat că v-a trimis Antonescu, da, Mihai Antonescu de data asta, da. V-a trimis la Stockholm exact pe 23 august. 23 august. Ați plecat în noaptea de 12-23. Fantastică chestia asta. Da, aici am scris o carte care a apărut acum câteva luni la Humanitas despre telegrama de la Stockholm. Dar e o carte unde, să vă spun drept că a mai rămas multă lume în România cu un fel de adorație pentru mareșalul Antonescu. De ce? Fiindcă de 80 de ani încoace, toți guvernanții pe care am avut de atunci, el apare ca o figură, cum să spun, nobilă, curată, dârză, cinstită, tot ce vrei. Dar a fost o catastrofă pentru România. Toate hotărârile pe care le-a luat, dacă ar fi luat exemplu după omologul lui din Finlanda, mareșalul Mannerheim, care s-a aliat cel cu Germania ca să reia ceea ce fureseră rușii în anul precedent, după cum și noi îi luam Basarabia. Dar el n-a depășit granițele țării lui. Noi nu trebuia să trecem Nistrul. Ce era o țară mică, fiindcă o țară mică, România e o țară mică față de Rusia. Corect. Nu te lupți cu gigantul care este vecinul tău și care va fi vecinul tău și mai încolo. Și mai și încolo. După acest război. A fost o greșeală politică extraordinară, ne-a dus în război la până în pânzele albe, am pierdut acolo vreo 250.000 de oameni. Antonescu e o catastrofă pentru România. Da. De încăpățânare ca să meargă până la capăt alături de... Mai cu seamă că la sfârșit se vedea după Stalingrad că germanii au pierdut războiul. Pentru cei care aveau minte politică, deja în momentul când au intrat americanii în război, Germania nu mai putea să câștige. Maestre, dar nimeni n-a înțeles chestia asta. 3 minute de pauză și mai vorbim. Am înțeles că regia mă lasă să stau până la și un sfert. Deci avem 15 minute bonus. Probabil pentru că sunteți un interlocutor minunat. Așadar, 3 minute de pauză. Ne revedem cu Neagu Giuvara foarte curând. Am revenit în direct, vorbim cu Neagu Giuvara, depunem amintiri dintr-un secol de istorie pe care l-a străbătut cu șansă, pentru că a fost ferit de... Parcă totdeauna a fost cu un pas înaintea comunismului, l-a fentat, domnule Giuvara.
pe comunismul ăsta? Bineînțeles că mă temeam de ce se va întâmpla în țară în 1944, dar nu mi-închipuiam că va fi chiar așa. Că va distruge atât de mult fibra poporului. Da, 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 da. O spuneți asta, adesea, că ne-a, chiar ne-a că, întors cu totul. Departe de țară îmi închipuiam greșit ce se va întâmpla. Adică îmi ziceam că făceam o socoteală greșită, zic că, uite, românul a trecut prin atâtea în timpul veacurilor, o să treacă și comunistul peste el, ca și când ar fi acoperit cu o mușama. Ce? Nu e adevărat. Am fost imbibați, domnule, cele 50 de ani de comunism, 45-50, a modificat profilul etnic al românului. Este extraordinar. Spuneți undeva că românii erau niște oameni atât de buni, încât în momentul în care a venit peste ei un regim care s-a dovedit a fi atât de rău, ei s-au autoapărat, au început să se închidă în ei și să muște efectiv. Adică au fost surprinși de ferocitatea regimului care a venit peste și a trecut cu tăvălugul. Și de aici vine această falie și neîncredere, că nu mai poți avea încredere în nimeni, că trebuie să disimulezi de față cu toți, vecini, rude, prieteni. Nu poți avea încredere dacă cineva te toarnă. Și că asta a alterat fibra și a stricat și a bulversat totul în România. Se poate. Eu nu am o explicație logică, dar fac numai o constatare, într-adevăr, că acei 45 de ani de comunism, și care de fapt se prelungesc, fiindcă regimul lui Ioana Iliescu era camuflat același. Era același, erau aceiași oameni, de altfel. Să vă spun drept că una din ideile fixe pe care le am este indignarea mea că de 23 de ani, de când s-a întâmplat decembrie 89, nu s-a început încă și culmea este că s-a adunat, de pildă, se pare că generalul Voinea, procurorul militar, a adunat un dosar uriaș ca să dovedească... E un camion de documente. Documente? Un camion de documente. Că, păi, sunt, cum să spun, doveze sunt și filmele care s-au făcut atunci. Cei 1000 de oameni omorâți numai la București în decembrie 89 au fost omorâți cu știință, cu intenție, pentru ca să rămână ei la putere. Asta este o crimă impardonabilă. Și cei 27 de generali din spate, pentru că Iliescu este exponentul. Se pare că era 39. Acum a rămas 30 în viață. Aha. Deci, care, bineînțeles, că stau bine, mersi, au situații bune, știu și eu, director de uzine sau de... Da. Nu, asta... Și niciun guvern de 20 și ceva de ani nu a avut curajul. Eu, de pildă, numai cu ultimul nostru președinte, cu Traian Băsescu, i-am scris de două ori. Scrisori deschise, în care i-ați nu cerut ca să intervină, să dea drumul justiției, că justiția este închisă. Nu i se dă voie să facă acest proces. Am promis că nu mă bag în politică, că v-aș întreba la cum merge justiția acum, ce Dumnezeu mai așteptați, dar nu intru în politică pentru că îmi țin promisiunea. Revenind la... Da, bineînțeles. Revenind la șansa... N-am vorbit politică. N-am auzit. Revenind la șansa de a rămâne în străinătate și a scăpa totuși de acest tăvălug, pentru că sigur, ca diplomat în Ministerul de Externe, ați fi îngroșat rândul celor care stăteau în închisorile românești. Ați rămas la Paris. Haideți să punctăm acel episod, să ne spuneți cum ați decis, ce informații aveați din țară și acel episod de care ziceți că e cel mai trist din viața dumneavoastră, cel în care ați fost spion. Da. Să ne situăm cu imaginația în 1950. În momentul acela, refugiații români din Occident, de peste tot, orică erau în Germania, în Franța, în Anglia, în America, trăiau cu convingerea că nu se poate să nu izbucnească un al treilea război mondial, așa de mare era tensiunea între sovietici și occidentali, dar în special americanii.
Și deci mi s-a părut, în orice caz, mie mi s-a părut absolut, cum să spun, patriotic să accept un post care mi s-a oferit de către, prin intermediarul Comitetului Național. Știți că s-a făcut un Comitet Național Român la New York, cu Vișoianu, Crețeanu, Gafencu la început, etc. Deci oameni politici români care apucaseră să fie în străinătate și aveam deci un simili guvern român în Occident. Și ei m-au desemnat, ca să zic așa, ca să fiu omul de legătură cu serviciile speciale occidentale. De fapt, britanicii s-au ținut la o parte, nu au vrut niciodată să amestece, pe când francezii au acceptat să conlucreze cu americane. Și deci să crease o echipă în Europa Occidentală, în Franța. O grupă, de pildă, româno-franco-americană, o echipă ungaro-franco-americană, o echipă polono-franco-americană. Deci toate țările de dincolo de cortina de fier să adunau informațiile într-un coș. Da. Asta făceau. Adunau informațiile într-un coș. Adunau informațiile pentru ca să îi ajute în capul nostru să îi pregătească pe american pentru un eventual război cu... Deci, să știm exact ce se întâmplă în țară, eventual să luăm legătura cu, știam că există rezistență în munți, care a existat la noi ani de zile, cel puțin vreo 7 ani de zile. Și pe care nu valorificăm și nu vorbim despre care ea. Care nu se vorbește suficient de ea. Suntem țara, se vorbește foarte mult de cine, cum a rezistat ungurii, polonezii, un altă, de români nu se știe. Da, a existat și la noi acolo o rezistență. Și de aceea când m-am găsit în fruntea acestei mici echipe româno-franco-americane, timp de 4 ani de zile, trebuie să spun că a fost extrem de neplăcut. Nu am făcut nicio scofală, adică toate încercările de a avea informații proaspete din România, ce puteam să facem care era totuși eficace, era să comentăm ziarele din România, aveam niște oameni de pe penișele care veneau pe Dunăre până la Viena și deci ne mai dădeau niște informații, dar nu era mare lucru. Am încercat să luăm legătură cu ofițeri de pe vapoarele care făceau o escală la Marsilia sau la Bordeaux sau la Le Havre sau nu știu ce. Nici unul nu a acceptat să lucreze. Așa de temuți erau, așa de teamă le era de securitate, de supravegherea securității noastre, încât n-am făcut nicio treabă. Quantificând, spuneți că a fost un eșec. Da, a fost un eșec, dar ceea ce e un eșec dramatic, în sensul că am trimis parașutiști în țară. Am trimis parașutiști în țară crezând că vor putea să se amestece cu cei care rezistau în munți. Știam că există în Transilvania niște nuclee și au fost recrutați de americani în Germania și în alte părți 3 băieți conduși de capitanul Sabin Mare, un ardelean foarte... Și pe ăștia 3 au fost, cum să spun, educați timp de câteva luni de zile ce să facă, cum să sară cu parașuta. Eu, ca să arăt că sunt, că nu sunt un fricos, am sărit și eu în parașută cu ei, dar eu n-aveam niciun merit că am făcut-o în Franța, pe când ei au sărit în Transilvania, nu? Da, mă rog, dar totuși... V-ați chiar antrenat? M-am antrenat, aveam 45 de ani totuși pe vremea aceea. Da, totdeauna ați avut o constituție sportivă, robustă, deși n-ați fost militar de carieră și aveți o... Da, chiar înainte de civil, chiar înainte de asta vă am place, făcut... Vă place și arătați, aveți aliură de militar. Am făcut niște chestii de genul, am luat un brevet de planor. Tot așa cu gândul că poate veni. O să plec cu planorul în țară. Cu bicicleta să treceți Pirinei, cu brevetul de planor ca cumva să ajungeți în România. E de râs, dar a existat, asta e adevăratul. Da. Mult v-ați iubit țara, chiar dacă nu vreți să ne spuneți explicit.
Mult de tot. Da, e foarte amuzant. Deci, e amuzant și, printre rând. Și am învățat atunci, da. Am luat lecții de self-defense. Ca să mă pot apăra dacă sunt atacat chiar în străinătate, fiindcă să știți că au fost oameni de ai noștri, oricare au fost furați, cum a fost de pildă orientalistul Decei, care era atașat cultural la Ankara și a fost atras într-o capcană printr-o femeie care i-a dat randevul la Berlin Vest, dacă încolo. Când a coborât din avion, taxiul ăla l-a dus la Berlin Est. Și a ajuns în închisoare în România. Ce și așa că eu știam că trebuia să mă tem. Deci când făceam meseria asta, vă dați seama că am făcut câteva misiuni cu un pașaport francez. Eram domnul Dumas. Și acum vă uitați cu tristețe că ați trimis parașutiști, că a ieșuat, dar atunci vă plăcea? Când erați în... Nu, era adrenalină multă. Eram într-o stare de teamă, de angoasă permanentă. Și când am auzit că au căzut în țară, că am auzit-o imediat prin franțuzi care citeau ziarele noastre. Când am auzit că au căzut în țară, am fost bolnav de... Mai întâi că m-am simțit vinovat. Eram vinovat că de ce am făcut prostia asta, că ce putea să facă. Mai întâi a fost foarte prost organizată chestia asta, adică au fost parașutați la o altitudine foarte joasă de 300 de metri, care se auzea. E clar că deci țăranii din regiunea unde... Au auzit, au alertat... Da, a fost numai decizia dumneavoastră, adică spuneți undeva că simțiți că aveți pe conștiință. Asta doar dacă dumneavoastră ați decis, dar bănuiesc că n-a fost doar Neagu Giuvara cel care a spus, uite, haide să parașutăm... Nu știu, dar am participat la această eroare. Facem un desant acolo. Da, am participat la această eroare, că am trimis niște tineri la moarte în România, unde, într-adevăr, șansele erau foarte prost organizate ăștia. Au plecat din Grecia cu un avion care zbura deasupra țării noastre, în Transilvania, dar mai întâi chiar detalii, ca să spun așa, care mi se par stupide. Parașutele erau albe. Aola. Prin urmare, dacă vizibile de la... dacă niște săteni dintr-un sat aud zburând noaptea niște avioane, de unde știu că nu se zboară noaptea, cei din țară nu zboară noaptea. Deci și asta... mai văd și parașute albe. Și atunci iese afară și vede niște parașute albe care cad. Nu, era aberant. E și deci vă spun că pe urmă, când am aflat de căderea lor din țară și de altfel, unul a scăpat. Asta este extraordinar. Ilie Rada, unul din cei trei care era radiotelegrafistul, în momentul când i-a prins într-o casă de țăran din Sascândeau, a reușit să fugă și nu înțeleg, probabil că nu aveau câini, că n-a fost urmărit de câini. Și au umblat două zile, adică mai mult două nopți, ziua se ascundea în păpușoi, în porumb, și a izbutit să treacă în Iugoslavia. Și după câteva luni de prizonierat în Iugoslavia, regimul lui Tito începuse să flirteze cu americanii. Și atunci au declarat americanii, să știți că avem un individ care este și care, culmelor, el dintre cei pe care i-a cunoscut din echipa mea, nu știa decât cu nume fals pe american, cu nume fals pe francez, singurul care își dăduse numele său eram eu, Neagu Giuvara. Deci el, poliției sârbește, când a fost interogat, dar cine te-a trimis aici? Păi uite, echipa cu tare și cum îi chema? Nu știa cum îi cheamă pe el alții doi. Dar Neagu Giuvara a fost pomenit, Neagu Giuvara. Și apare în script. De aceea, de altfel, n-am mai îndrăznit să trec prin Iugoslavia înainte de 89. Vreau să vă întreb ceva. V-ați iubit mama și se simte asta în tot ce spuneți și scrieți. Cum v-a fost despărțirea? Pentru că nu puteați să-i scrieți, nu puteați să sunați, luați legătura sporadic. Cum a suportat, pe de o parte, dumneavoastră în țară și pe de altă parte, dumneavoastră dincolo, despărțirea? Da, reveniți deci la momentul când
eu aleg libertatea, cum se spune, adică rechemat de guvern în septembrie 47. Nu vă întoarceți? Rechemat de la Stockholm, unde stătusem 3 ani. Când am stat 3 ani acolo, deja începuse regimul comunist, încet, încet. Semnalele din țară erau cumplite. Dar rămăsese la Ministerul de Externe Tătărescu, pe care nu-l iubesc acum, istoricește vorbind, da, ca om, ca om politic. Dar el m-a salvat, că el nu m-a rechemat nici pe mine, nici pe șeful meu, George Duca, care era fiul lui Ighe Duca, care fusese, mă rog, șeful Partidului Liberal, asasinat de legionari. Deci am beneficiat de 3 ani de, cum să spun, de pace la Stockholm și nu numai atât. Și că mă gândesc că în diplomație ați intrat tot din întâmplare. Da, de că n-am avut vocație de diplomat. Și nici nu m-a plăcut, deși aveați în familie. Nu. Cine, soția dumneavoastră s-a întâlnit cu Alfred Demetrescu sau cu cine pe Calea Victoriei? O poveste de genul ăsta frumoasă. Adevărul e așa că în iarna 39-40, pe când îmi pregăteam teza de doctorat la Paris, pe care am trecut-o la Paris în iunie 40, vine la mine prietenul Camil Demetrescu și îmi spune: păi, tu faci serviciu militar acum la toamnă. Și într-adevăr, eu amânasem serviciul meu militar ca să termin doctoratul de la Paris. Da. Și deci în iarna 39-40 eram încă netrecut pe la militărie. Și atunci îi spun: păi, sunt recrutat la cavalerie la Sibiu. Nu, mă, Neagule, ce te cauți la Sibiu? Pun-te la Ploiești, la infanterie, ca să te duci duminica la moșie. Ce iluzii ne făceam noi. N-am ieșit niciodată din cazarmă. Că s-a întâmplat tensiunea dintre Antonescu și legionari. Da, dar faptul că v-au sfătuit să dați acel concurs, pe care de altfel l-ați luat al treilea, da, v-a fost iarăși benefic. V-a plăcut, nu v-a plăcut, v-a putut decazarma, ca să zic așa. V-a putut scoate din armată. Asta iarăși este de la Dumnezeu citire, că eu dacă externe. Am trecut concursul ăla, luând două, colonelul regimentului meu nu prea mă iubea. Și nici n-am îndrăznit să mă duc să-i cer. V-a dat două zile libere de Paște, știu. Am trimis-o pe mama ca să-i ceară voie. Că mama îl cunoscuse în Transnistria. Bun. Și măgarul mi-a dat două zile concediu, care erau cele două zile de Paște. Deci în loc să tai câinilor frunză la regiment în zilele alea, am putut să mai deschid o carte, că de 3 ani de zile nu... Și am trecut acest concurs, am ieșit al treilea din 84 și atunci tot acel Camil Demetrescu, care a fost un om, să spun, providențial, m-a trecut la serviciul Cifru și Cabinet. Da, acolo aveți un prieten. Că era singurul care avea oarecare putere la statul major ca să demobilizeze. Eu nu știam. Eu am zis: trec concursul ăsta pentru că am o meserie după sfârșitul războiului. Dar nu știam că după o lună o să fiu demobilizat. Mm-hmm. Și așa am fost eu, că am trecut la Ministerul de Externe în 43-44. Soția dumneavoastră, că atunci când ați plecat pe front era deja căsătorit, cum a... Ca să nu mai vorbim de nuntă, de Monsenior Ghica, da. Că dacă nu era el, nu vă putea căsători. Cum a suportat venirea în România? E franțuzoaică, dragă, jet pe jet. La bine, și Bucureștiul era mic cu Paris. Se adaptase foarte bine, fiindcă mai întâi era frumoasă, era, cum să spun, lăudată de toată lumea. S-au făcut și niște fotografii care au apărut în reviste de-astea, cum se cheamă, ilustrate și una alta. Un fel de pictoriale, ca deci să zic așa. Viața asta socială de la București, unde era răsfățată, probabil că i-a plăcut. În plus de asta, chiar pe când eram pe front, ea mi-a... Era foarte zdravână nevastă mea și învățase bine românește. Ea a dirijat moșia mea, unde nu numai că aveam 100 de hectare, dar luasem în arendă și cele 200 de hectare ale unchiului meu, Radu Juvara, care era ambasador la Atena.
Și deci ea a, cum s-a ocupat de o moșie de 300 de hectare pe care e un bun manager. Da, 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 avea un spirit foarte... Da, ca să vă dau un amănunt amuzant, dacă vreți. Nevastă mea e așa de cheltuitoare, da, așa de cheltuitoare, încât când m-am întors de la Odessa, era în decembrie 41, și ea toată vara, deci, se ocupase de moșie. Și fusese un an bun. Fusese nu numai cu grâu și porumbul și asta fuseseră destul de abundente, dar pusesem și 100, ceea ce era foarte rar pe vremea aia, pusesem 100 de pogoane, deci 50 de hectare de mazăre Victoria, care era cumpărată de germani ca să facă un delem cu el. Uh-huh. Și era foarte scump. Deci, să spunem, un kilogram de mazăre Victoria se vindea de 4 ori mai scump decât un kilogram de grâu. Și deci, în anul ăla a făcut... Mi-aduc aminte de cifra. Eu eram plătit 20.000 de lei pe lună ca sublocotenent. Și ea a făcut din recoltă 600.000 de lei. Oh, de nu, nici nu știu să calculez. Mă întorc în decembrie. De 30 de ori mai mult ca dumneavoastră. Exact. Așa. Mă întorc în decembrie și după și noapte de dragoste, a doua zi dimineață, totuși îi spun, e dacă cum stăm cu socotelile. Cu bănuții. Cheltuise cele 600.000 de lei. Pe ce? Nu pe haine pentru... Că nu-s pe smacuri, nu cred că nu pe haine pentru ea. Îmi cumpărase un armăsar de rasă. Un armăsar unguresc, nu știu ce, pur sânge. Inutil. Tot ce a cumpărat era deprisos, era inutil. Refăcuse tot grajul. Cumpărase 14 cai de tras căruța, de tras plugul sau... Mă rog, cheltuise cei 600.000 de lei pe lucruri care nu erau indispensabile. Dar nici nu putea să rămânea exista un ban pentru anul următor. Am văzut poze ale din epocă. Era de o frumusețe răpitoare. Răpitoare. Da, adică da. O înțeleg. Frumoasă, înțeleg că nu e, frumoasă că nu și cheltuitoare. În general, femeile frumoase cheltuie mult, să știți. Nu, da, e o catastrofă. Și cred că sunt frumoase și le se cuvine totul din cauza asta. Da, dar să știu, a continuat și pe urmă, fiindcă în Franța a moștenit și la taică-su un mare apartament și de la maică-sa a moștenit o splendoare de apartament din vacul al 17-lea, pe care le-a vândut pe nimica. Și a păpat toți banii. Ea nu mai are niciun ban acum. Trist. Trist. Așa e făcută de Dumnezeu. Dar, vedeți, Dumnezeu dă, pe semne că aceste defecte, să le zicem, nu știu dacă neapărat sunt defecte, există în contrapondere și niște calități. Bă, în fine. Trecem. Revenim la ce vă doare. Nu vă rămâne? Aveți o fică și o nepoată. N-aveți un băiat. Deci bineînțeles, am o fică. Dar care deja este destul de vârstnică. Fiica mea are 74 de ani. Fiindcă m-am căsătorit la 20 de ani. Deci am o fiică de 74 de ani, o nepoată. Și o singură dată, o singură căsnicie ați avut. Din păcate, n-am decât o fiică. Asta a fost, nu că n-am vrut, dar motive de sănătate, de un alta. Nevastă mea n-a putut avea decât un copil, fiică mea n-a putut avea decât un copil și așa mai departe. Deci am o fiică de 74 de ani, o nepoată de 45, dar care e așa de frumoasă și că pare cu 10 ani mai tânără și care e și foarte zdravănă. Ea e pe jumătate americancă, da. Dar suntem foarte aproape unul de altul, fiindcă e extraordinară de vrednică. E directoarea unei... Spuneți. E directoarea unei organizații neguvernamentale americană care are, birouri în Java, în Burundi, în 10 țări, așa. Și se ocupă de ele, le dirigează cu telefonul și cu e-mail-urile și cu nu știu ce. Asta vreau să vă spun, că fiica dumneavoastră, Domnica, probabil că vă seamănă, pentru că în genere, sau așa se spune, dar eu știu că fetele seamănă taților. Da, da, să vă dacă spun ceva. Dacă ați fi avut un băiat, nu garantează nimeni că v-ar fi seamănat așa de mult cum vă seamănă Domnica.
Nu, dar domnica îmi seamănă în sensul că ne înțelegem formidabil. Ea a venit un an la Niamey când eram acolo, în al doilea an al meu, am izbutit să o aduc ca profesoară de engleză în liceul de la Niamey. Și anul ăla, când am fost numai noi doi, eu de 46 de ani, ea de 23 sau nu știu ce, eram ca o pereche. Ea mă duce, eu o duceam, bineînțeles, la mesele oficiale și la ambasade și așa mai departe, ca și când ar fi soția mea, nu? Și ea mă, ducea, ea mă ducea la dansă seara împreună cu colegii ei și nu știu ce, mi-e plăcea foarte mult să danseze. Aveam 46 de ani, eram tânăr, nu? Și anul ăla, unde, de altfel o spunem totdeauna între noi doi, anul ăla când am fost, eram niște prieteni, ca niște copii între noi doi. Am fost fericiți amândoi. Deci eu eram fără nevastă, ea nu era încă măritată. A fost un an extraordinar de simpatic între noi doi. Stau și mă uit peste biografia dumneavoastră și mă gândesc că dacă eu în seara asta m-am simțit vrășită, cum sunt studenții dumneavoastră, domnule Neagu Ciuvara? Stai, mai spuneți o dată. Cum sunt studenții dumneavoastră? Eu sunt vrăjită în seara asta ca interlocutor. Studenții stau smirnă, cred, în sală, în aulă, nu zic nimic. Și vă ascultă. Dar să vă spun ceva. Eu am o explicație. Dumnezeu, care știe toate, nu numai că știe, dar și prevede toate. Când s-a născut pruncul Neagu Bunea Juvara la 31 august 1916, Dumnezeu a poruncit ursitoarelor să-i dea însușirile de care are nevoie ca să paseze bine la televizor. Știa că Dumnezeu știa televizor. Că va exista televizorul. Exact. Și deci mi-a dat o mutră, mă rog, care să treacă, mi-a dat o voce destul de bună, baritonată și vehementă, suficientă. V-a dat și umor, v-a dat și... Mi-a dat calitate. Verb și de toate. Da, dar să știți că în România, pe mine, m-a făcut televiziunea pe mine. Din prima oară, când am venit în 90, și în mai 90, iunie 90, da. Era în momentul cu... Mineriada. Cu vreo 2-3 zile înainte de Mineriadă am fost înregistrat, fiindcă a apăruse cartea pe franțuzește, care acum e tradusă în românește, Între Orient și Occident. Adică unde am încercat să explic minunea trecerii românilor de la perioada turco-fanariotă la dorința de a fi occidentali. E o carte care cred că e bună, este citată și în cărțile noastre de istorie. O recomand tuturor. Cu toate că istoricii de meserie nu prea îl iubesc pe Neagu Ciuvara. Știu asta și nu vreau să discut despre ei. Nu vreau să discut despre ei. Aveți un talent de a vorbi limba interlocutorului. Și asta pentru că îl iubiți pe interlocutor. Vă plac oamenii. Știam de când eram tânăr că pentru a fi înțeles de interlocutor trebuie să te pui la nivelul lui. Și să știi cum să-i vorbești. Și de aceea, din primele zile când am apărut în România, după 45 de ani de absență, eram necunoscut. Dar a fost de ajuns să fiu înregistrat la televiziune, să fiu cunoscut în toată țara imediat. Fiindcă aveam un fel de a vorbi mai... nu limbă de lemn, nu... Asta v-a distins în primul rând. Asta cred că atunci când ați fost distins recent de Universitatea din București cu titlul de doctor honoris causa, spuneați că e bine să nu fii recunoscut foarte tare pe lumea asta, pentru că ți ia din notorietatea de mai târziu că nu vei mai fi aici. Și că dumneavoastră, apropo de televizor, Dumnezeu știa că o să fie televizor mai târziu și dumneavoastră, cu ajutorul internetului de pe lumea cealaltă, o să știți dacă sunteți citit și apreciat sau nu, care va fi cota dumneavoastră de popularitate. Asta, ce credeți că e mai important? Este o idee fixă a mea, bazată totuși pe o parte de evenimente istorice. Adică, uite, dacă luăm exemplele extreme, un om ca pictorul Van Gogh n-a vândut niciun tablou în timpul vieții, da. Un singur tablou l-a cumpărat frațul. Și acum este cel mai scump de pe piață. Deci asta este un caz extrem. Alt caz pe care îl iau este călugărul austriac Mendel, care, cultivând niște mazăre de un soi și de alt soi în grădinița lui de
a descoperit, a fost inventatorul geneticei. El nu și-a dat seama de asta, a scris asta într-un carnet și s-a găsit carnetul după 35 de ani. Astea sunt destinele pe care le invidiez, adică cel care n-a știut în viața lui că va deveni celebru, care a suferit sau care a fost ca bietul călugără, să nu-și poată închipui că a inventat ceva genial, o disciplină nouă și de importanța geneticii. Asta aș fi dorit să fiu. Or, din păcate, sunt foarte lăudat în timpul vieții și îmi spun, am să fiu uitat după moarte. Nu cred. Dumneavoastră spuneți undeva că, deși acum istoricii despre care vorbeați vă contraatacă pe motiv de teoria cumanilor, da? Asta se va face la școală peste 50-60 de ani, pentru că așa este. Așa cred eu. Asta eu cred, acum... Și Iorga a spus-o prima dată și m-am uitat și m-am documentat. Văd că undeva există un articol în Historia și Răzvan Teodorescu achesează la ideea dumneavoastră. Da, el care în general m-a cam... Nu, da. Nu, în acest material spune că ați putea avea dreptate și trece în revistă O să-l cumpăr ca să văd. O să vă dau eu materialul că l-am printre cele care l-am scos la documentare. Nu mi-ați spus nimic de fratele dumneavoastră, Răzvan. Spuneați că la vremea respectivă n-ați întâlnit numele în Țara Românească până ați plecat și că probabil părinții dumneavoastră s-au inspirat din Răzvan și Vidra. Da, să știți un lucru. Răzvan, asta am aflat ulterior, Răzvan este un nume iranian? Persan, adică iranian, da. Care înseamnă un fel de sfântul, cum este Gabriel, asta e Gavrilă pentru Mihai noi. Și Gavril. Adică, da, gardian, adică a raiului, în Iran, în Persia, Răzvan la ei. Și a fost adus la noi de o țigancă, care probabil că era originară din Persia. Și deci domnitorul Ștefan Răzvan, care domnește numai 6 luni în Moldova, dar concomitent cu și aliat cu Mihai Viteazu, el aduce numele ăsta de Răzvan la noi în țară, dar care n-a fost purtat de nimeni. Eu sunt convins că fantezia pe care a avut-o tata de a-l numi Răzvan după piesa lui Hâșdău, Răzvan și Vidra, unde de altfel încurcă lucrurile Hâșdău. Adevărul istoric este că acest domnitor, care era fiul din flori a unui mușatin, nu mai știu care din ei, cu o țigancă care probabil că venea din, sau că părinții ei veneau din Persia, adică din Iran, cu numele ăsta de Răzvan, care nu exista la noi în țară. În toată tinerețea mea nu am cunoscut în toată România niciun alt Răzvan decât fratele meu. Dar după aceea găsiți foarte mult. Dar știți de ce? De ce? Fiindcă s-a împrietenit cu el filozoful Constantin Noica, Dinu Noica. Da. Ne-a fost prieten. Și pe Dinu Noica, Răzvan, care avea o mașinuță cumpărată, cea mai ieftină mașină care se putea pe vremea aceea, un DKV german, era un fel, mă rog, cu numai doi cilindri, fel nu știu ce. L-a plimbat pe Noica în Franța o iarnă întreagă, de a cunoscut toată Franța. Și în momentul ăla i s-a născut copilul, care este acum călugăr pe undeva și care se cheamă Răzvan. Îl cheamă părintele Rafael sau nu știu ce. El a fost botezat Răzvan. Și popularitatea lui Constantin Noica în timpul comunist, în timpul închisorilor și una alta, a fost, cum să spun, a fost considerat ca un fel de guru pentru toți intelectualii români din Noica. La peștera școala lui de la acolo. Păltiniș e celebră și a adunat generații diferite. Și, dar fiind că fiul său a fost numit Răzvan, s-a răspândit prenumele de Răzvan, că este cel mai răspândit în țară acum, dar în general l-a amestecat cu altul. Mihai Răzvan, Ștefan Răzvan, nu Răzvan singur.
Fratele meu a purtat, părerea mea este că fratele meu era singurul care se chema Răzvan în România. Uitați, academicianul Răzvan Tădorescu, doar Răzvan. Da, e dar. Revenind la ce face astăzi? Mai trăiește? S-a dus? Nu, fratele nu meu a murit de un cancer la acum în 85, acum 10 ani. Da, oricum, destul de longeviv în cazul ăsta, pentru că era cu 4 ani mai mare ca dumneavoastră. Da, avea 85 de ani, dar l-a picnit un cancer la prostată, care pe urmă a făcut metastaze la coloana vertebrală. Subiectul ăsta s-a chinuit 3 ani de zile. Și pentru, din cauza că el era bolnav la Paris, în micul apartament pe care îl închiriasem eu la Paris, de aceea am încetat de a fi profesor la universitate. Că am făcut numai 6 ani la... Dar ca să mă duc să stau lângă el, am... Întrebasem de studenți, cu asta vreau să închei. Vă iubeau și vă ascultau și dacă v-ați duce din nou în aulă, tot asta s-ar întâmpla, cu sufletul la gură. Tinerii aceștia au crezut în dumneavoastră și cred în continuare în ideea că puteți fi realmente un model. Eu cred că deosebirea... Eu veneam din străinătate cu un stil foarte diferit de cel al profesorilor cu care erau învățați și care, totuși, să fim nițel brutali, aveau o limbă de lemn, așa foarte, toată lumea la fel. Mai întâi exista și o versiune oficială a istoriei și a nu știu ce. Și eu am venit cu două modificări. Mai întâi... Vorbind foarte liber, glumind cu studenții, nu deloc așa profesorul care e dincolo de... Mai îmi scoteam și cravata când mă încălzeam prea mult după un ceas de trâncăneală, și stilul ăsta pe ei îi încânta. Eram... Vintilă Mihăilescu vă calcă pe urme, merge cu ei la în cafenele și ține cursurile în locuri neconvenționale, se apropie de ei. Depinde, în fiecare, după fiecare curs mă urmărea 3-4 studenți, mă duceau până acasă, numai ca să stau de vorbă cu ei și le povestesc. Deci asta a fost una, și în al doilea rând faptul că îndrăzneam să iau poziție împotriva ideilor fixate, știi, de istorie, de pe lichesa. La noi era o crimă să spui că Basarab a fost de origine cumană. A fost de origine cumană, deci să nu spui. Mm-hmm. Că degeaba explic eu că nu există un singur stat în Europa, în Evul Mediu, care a fost format de băștinași. Băștinașii, după căderea Imperiului Roman, sunt... folosesc un cuvânt nițel brutal, sunt copiți politicește, nimeni nu mai... Peste tot, în Spania sunt vizigoții, în Franța sunt francii... Dar noi, dintr-un patriotism prost înțeles, nu vrem să înțelegem asta. Nu vrem să înțelegem asta. Suntem... Era normal ca primul care îndrăznește să facă un nou stat pe teritoriul ăsta să fie un cuman. Maestre Neagu Giuvaran, timpul ne-a expirat, a zburat cu tot bonusul, am făcut un ceas jumătate de emisie. Vă mulțumesc în numele tuturor celor care ne-au văzut în seara asta. Cred că ați aflat lucruri noi despre Neagu Giuvara pe care nu le știați. Poate să-i bucăm ghiculeștii cu Monseniorul Ghica în frunte, poate să mai stăm de vorbă, Dumnezeu știe, pentru că Dumnezeu le știe pe toate și îl iubește mult pe invitatul meu din seara asta și îndrăznesc să spun că nici pe mine nu m-a lăsat niciodată, nici la bine, nici la greu. Seara vă mulțumesc! Bună. Și eu vă mulțumesc în numele tuturor și a echipei de la NASU, care v-a privit cu mare drag. Vă mai așteptăm! Nu vrem să smulgem promisiuni, dar sunt convinsă că mai veniți la ora de veche. Seara bună, oameni buni, pe luni de acum încolo. La revedere! Săptămâna cealaltă este electorală, dar vă promit o mare surpriză pentru joia viitoare, tot într-o seară a excelențelor.